Voleiul de performanță revine în Ploiești. Vă rogăm să ne spuneți cum a luat ființă această echipă. Echipa a luat ființă acum 5 ani, cu ocazia participării noastre la primul etapă a jocurilor sportive ale Mării Negre, cu veterani. Erau competiții organizate de veterani la Varna, de primăria orașului Varna. Și atunci a fost primul meci oficial al echipei la care am participat. Ulterior am strâns lângă noi mai mulți foști jucători ai orașului Ploiești și ai liceului Mihai Viteazu și ne-am gândit să formăm o echipă care, după 5 ani, s-a înscris în echipa, în campionatul național Divizia A2. Practic este cel mai înalt pas pe care l-a atins echipa înscriindu-se în Divizia A2. Ce își propune formația în acest an? În acest an ne propunem să ne clasăm în prima jumătate a clasamentului și să încercăm să redescoperim voleiul, să-l aducem din nou în mijlocul ploieștenilor și să-l facem cât mai cunoscut. Și bineînțeles, ulterior să urmeze o performanță, o calificare în Divizia A1. Pentru acest obiectiv aș putea spune îndrăznesc. Pentru început aveți parteneri, sponsori la îndemână, persoane care să vă vină în ajutor? Ne bazăm mult pe colegii noștri care sunt asociați sau membri în club, care sunt și sponsori în același timp. Ne bazăm pe alte sponsorizări din afara clubului și sperăm să atragem lângă noi și autoritățile locale. Bineînțeles, după ce vom obține niște performanțe. La început nu avem pretenții prea mari. Ce ne puteți spune despre lotul de jucători, comparativ cu celelalte combatante din Seria Est? Cam unde s-ar afla echipa la acest moment? Lotul de jucători are în componență 11 voleibaliști, dintre care 9 sunt foști jucători ai liceului Mihai Viteazu. O parte dintre ei au venit din Divizia A, ca de exemplu Livi Cristudor sau Șerban Răzvan. Șerban Răzvan e un jucător de vârstă mai mare, de veteran, să spunem, dar a jucat la Dinamo, a fost membru al echipei naționale, ca și Cristudor, de altfel, dar este mai tânăr, are 26 de ani. Ceilalți sunt câțiva mai tineri, doi jucători care au terminat anul ăsta al liceu și au făcut parte din lotul echipei Colegiului Național Mihai Viteazu, care au câștigat titlul de campion școlar. Și avem și doi jucători din București, de la Rapid București. Primul obiectiv este formarea unui grup care în perspectivele viitoare să facă o nouă promovare în Divizia din jucători ploieșteni. În general să fie băieți care au crescut la liceul ăsta și să arate că și jucătorii din Ploiești pot să promoveze și fără ajutoare din alte orașe în Divizia. Asta ar fi cel mai important obiectiv și o satisfacție a noastră, a ploieștenilor în general. Cum s-au antrenat băieții în vară și ce ne puteți spune despre lotul de jucători? Deci am început cam târziu, pe 15 august, pregătirea până s-a format lotul. Cam am început pregătirea într-o situație mai puțin bună, fiindcă fiecare venea de la mai multe echipe, până am reușit o mică omogenizare. Am lucrat în forță, apoi a urmat cantonamentul de la Cheia, când am concretizat pregătirea fizică și tot ce era de pus, de încărcat, cum se spune, la munte. Și după aceea am revenit în oraș și am desfășurat și 3 meciuri de pregătire. Unul cu Buzău și 2 în Bulgaria, în turneul din Bulgaria, pe care l-a pus la dispoziție conducerea, ca să avem contact și cu alt stil de volei, pe care l-am câștigat. Destul de clar. A fost 3-1 cu Buzău, 3-0 în Bulgaria și 3-1 în Bulgaria. Cu echipă bună și acolo și aici am mai desfășurat vreo 2 meciuri cu echipa noastră de veterani, împănată cu câțiva jucători de la noi. Și acum așteptăm prima etapă, examenul cel mai important, care ne așteaptă cu o echipă puternică, după câte am auzit noi, bine închegată, cu jucătorii care au fost prin Divizia, dar nu o să aibă viață ușoară aici la Ploiești, 100%. Noi suntem bine pregătiți, toți băieții au răspuns pozitiv la ceea ce am făcut și suplimentar, lucrăm în fiecare zi. E o muncă
zic eu, destul de susținută și până acum concretizată. Toți au crescut, având în vedere că avem jucători de 19 ani, de 20 de ani. O figură cât mai frumoasă, să arătăm că suntem o echipă bună, cu toate că suntem o echipă nouă înființată, trebuie să arătăm o echipă. O să avem multe meciuri grele, cred că majoritatea o să fie grele și trebuie să luptăm fiecare minge ca să demonstrăm pentru unii care nu au încredere în noi, să le demonstrăm că putem face o figură plăcută. Cum a decurs perioada de pregătire din vară? Bine, băieții s-au antrenat, noi toți ne-am antrenat bine, din ce în ce mai bine, suntem în creștere și cu meciurile de pregătire pe care le-am avut, am crescut de la meci la meci și să vedem, sâmbătă avem primul examen din campionat, să vedem cum o să iasă, sperăm să iasă bine. Sâmbătă cu Galațiu, dețineți informații legate despre această echipă, credeți că o puteți învinge? Da, cu siguranță putem să învingem dacă noi jucăm bine. Eu îi cunosc pe majoritatea de acolo, de la Galați, și nu numai eu, și mai avem informații și din alte părți. Și dacă respectăm ce trebuie să facem, cu siguranță o să câștigăm. Calot, din punctul tău de vedere, unde se situează LMV-ul în seria de Est? Cred că undeva pe locul 3-4 în serie, eu zic că este bine. Este bine. Și sperăm cât mai sus, să sperăm. Dacă la un moment dat, să presupunem, veți avea culoar liber către promovare, ce veți face? O să tragem să promovăm, bineînțeles. Bineînțeles că o să tragem să promovăm. Și asta s-a și discutat. Dacă o să fie ocazia, o să tragem să promovăm 100%.